Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista să o vadă. Salutare, bine v-am regăsit la Mind Architect. Eu sunt Cătălin Stribla, alături de Paul Olteanu. Pentru cine se uită la noi, trebuie să știți că suntem în studioul Mind Architect pentru că așa am hotărât în zi de sărbătoare. Să venim la tine acasă, Salut. Mulțumim unde se face aici. cel mai ascultat podcast din uh, România. Deși uh, e o vorbă, apropo de proverbe și zicători uh, ce am vorbit noi uh, aproape între sezonul ăsta, da, e o vorbă care spune așa, să vii la noi când Paștele va fi joi. Ia uite da. cum! Fiind duminică, pă rog, uh, chiar suntem bineveniți și bucuroși aici în, uh, în casa ta. Uh, nu sunt multe zicători proverbe de, de Paște, de sărbători. E, e una interesantă, să știi. Nu am o traducere, dar probabil că uh, românii știu mai bine. Crăciunul sătul, Paștele fudul. Deci mm. cam aici ar fi. Și unde o bate asta. Da. Unde o bate, cine are explicația acestei zicători să vină pe la noi. Dar noi am hotărât ca de Paște să facem altceva. Lăsăm un pic zicătorile... Deoparte, și mm. vorbim de un kit de supraviețuire, de sărbători. Da. Kit? Noi da. am mai avut inițiativa asta odată în jurul Crăciunului, nu mai știu în care dintre sezoanele mai de arhitect, dar ne-am gândit că ar fi util. Cum sărbătorile sunt ocazia asta rară, din ce în ce mai rară, în care ne adunăm cu familia, ne vedem fizic, după 2 ani de pandemie, poate ne-a lipsit asta mult și. Cel puțin, sărbătorile de Paște sunt și un moment din asta de reîntoarcere, măcar în teorie, un pic către sine, și ne-am gândit să venim cu câteva idei despre pericolele pe care le poate purta o adunare cu familia, fie că e de Crăciun, fie că e de Paște, versus oportunitățile pe care le-ar putea aduce asta... un moment ca asta dacă îl folosim înțelept. Dincolo de pericole culinare, Paul OLTEANU e celebra zicătoare, nu? Și voi când faceți. Exact, o, nu? Exact. Asta, asta e cazul Cazul vostru, când vă duceți acum. Noi știm când facem. Dar <laughs> noi e în program când vine și subiectul copil la mine și la Alexandra, dar. Nu știu, eu am văzut de multe ori, mi-aduc aminte experiența asta și din practică personală, că mă duc cu mare drag. Pentru mine, sărbătorile, și de Paște, și de Crăciun, erau motiv de mare bucurie în familie. Eu aveam sentimentul încă din copilărie că e perioada fără de griji, când veneau sărbătorile de Paște da. și mai ales ăsta de iarnă, aveam sentimentul ăsta, nu mai e cu teme, nu mă duc la școală, sunt oameni în casă, eu am învățat să asociez casa plină și cu un moment în care nu mi se întâmpla nimic rău, cum ar fi ceartă pe subiect de teme sau alte lucruri de felul ăsta, așa că... Tocmai cu gândul ăsta că e multă emoție pozitivă ce poate fi trăită în jurul lor, poate ne uităm un pic la care sunt potențialele primejdii pe care le... Hai să vedem, adică e și o zonă de stres? La de asta te uite, gândești? Uite, noi ce ia. am notat ar fi așa, că în contextul adunărilor în familie, mai ales de sărbători, încep să apară comparații. În ce sens comparații? Dacă comparația? fratele tău a putut să-și ia casă, mamă, ah, tu okay. ei, dacă... da. mamă, da, exact da. tu Ce tu. Dar asta, sunt discuțiile obișnuite în familie, ele nu sunt... -ă... Depinde de cum dacă, le iei. Da, depin, da, depinde cum te gândești. Uite, Dar a putut să fac asta, e, e un tip de presiune, știi? de și poate să fie intenție, și un declanșator ăsta emoțional pentru cineva. Poate, să, Știi că noi am mai vorbit de butoane mm -hmm. emoționale sensibile și atentatul ăsta la statutul cuiva e pe listă sus acolo. Dar asta e o temă a comparațiilor, mm -hmm. un potențial declanșator. Alta pe care noi am observat-o E, de pildă, să trăiești supra solicitare emoțională pentru cei cu înclinații introverte, respectiv, trebuie să dai turul familiei, să mergi la masă la toată lumea, și, pe da. lângă dificultatea pentru ficat, e și faptul că zici: Am vacanță acum, mă, o Și eu nițel. aș fi vrut să stau. Asta e. Și din da. dorința, de, sau din dorința, din presiunea de a spune da tuturor invitațiilor să nu superpă nimeni, să mergi și la bunica, să mergi și la mamaie, să mergi și la unt și la mătușe și colo și colo. Sau să vină toți la tine ceea ce... La e... introverți slabe șanse, da. la extroverți ah. povestim imediat că ei au pericolul lor în perioada asta a sărbătorilor. Dar pentru introverți o idee importantă e să aibă grijă la câte lucruri spun da, ținând cont de preferința lor temperamentală între... Ți-am zis eu că noi trebuie la un moment dat să facem un episod cu... Uh, 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 să învățăm să spunem nu. Da. Știi e, ce greu e să spui nu e viața? foarte greu să spui. Eu, eu trăiesc cu asta, la mine da. e mai mult cu dificultate în a spune nu profesional dar empatizez. Mm -hmm. Acum, pentru extroversi, aici vorbesc din practică personală. Pe mine mă bucură foarte tare interacțiunea socială. Mie mi îmi place când sunt oameni în da, casă, place îmi place să te vezi da, cu, da, da. Îmi place să merg la bunici, să merg la unchi, uh -huh. să merg la vărul meu, la bunica mea și dau tur. Plec din București, împloiește toată uh -huh. familia mea, mergem pe la ei, cu Alexandra după mine, care e introvertul sau da, asta mai introvertul familiei și pe ea cumva să ne vedem e cu 3-4 publicuri da. în aceeași zi, obositor. Uh, și pentru mine ce am observat că e riscant, eu deși mă energizez psihic în contextul ăsta de sărbătoare în familie, da. de socializare, mă epuizez fizic. Conduc, mănânc, merg, iar mănânc, iar mai merg, iar mănânc <laughs> și cumva na, organismul nostru nu are nevoie de trei mese pe zi și toate cu trei feluri și în România e aproape un afront să nu, să nu mă rânci, da. mănânci, Știu, tot am ce fost într-o vizită de asta de Paște la niște rude, eram copil undeva în nordul țării, într-o localitate de zice Pomârla. E și bună. E în și mâncare, în da. Dar fii atent, fiind pe vremea lui Ceaușescu și într-o perioadă din asta se făcuseră ciupercile. Și oamenii făceau toți în casă, au făcut ciuperci cu smântână. Și am intrat în 3-4 case, vorba ta pe la toate neamurile, care toți au scos același fel de mâncare. Ăștia care erau adulți, la un moment dat au zis stop, că na, ei puteau să zică. Dar copilul ăsta a mâncat ceva? Cred că... că -a da. Fost. Că nu, da. Mai și atunci am mâncat ciuperci cu smântână uh, nu știu, peripit. Că, peripit. Cred că și astăzi am emoții când le văd, serios vorbesc. Uh -huh. Paral, nu mai trebuie ciuperci cu smântână. Ei stau acolo și mai nu, parcă... Da. E tot din registrul spusului noului, dar la noi e foarte interesant că noi ne exprimăm iubire alimentar. Eu mă și la mama, care e un om foarte cald și iubitor, dar ea, în momentul în care mergem la ea să avem cinci feluri de mâncare, aperitiv, două feluri principale, nu știu de lucruri de băut sau desert sau lucruri de felul ăsta e felul în care ea și arată grija, atenția, m-am străduit pentru momentul ăsta în familie. Și uite, în a doua parte a conversației noastre, poate... Dăm niște păi perspective, că, niște cred oportunități. Că suntem, sunt și oportunități? Eu aș da zice asta. că sunt și uite, una importantă cel puțin pentru, din unghiul ăsta psihologic din care privesc eu, adunările în familie sunt o oportunitate foarte faină să-ți descoperi narativul personal, să-ți dai seama povești Ceam. despre tine de când erai copil, care poate să-ți explice apucăturile tale în... Eu iubesc chestia Pentru mine, da, pentru mine asta. cred că e traumatizant, urăsc. Deci îmi povestesc întâmplarea în care am făcut nu știu ce okay. și mi se pare tot timpul că aflu lucruri nasoale despre mine, scuzați expresia, rele, neplăcute. Mie... Mi se pune un ghem în stomac. Da? Da, serios. Când Uite, suntem, aici suntem diferiți că eu mă bucur când le aflu. Chit că poveștile da. nu sunt neapărat cele mai onorante. îmi dar... minte când ai făcut? Mă omoară. Eu pun întrebări și m-am obișnuit să fac asta. Și, de exemplu, bona mea, care, din păcate, anul ăsta a murit în ianuarie la 94 de ani, îmi povestea o grămadă de lucruri din astea când ne adunam de Paște sau de Crăciun mm -hmm. și m-au ajutat lucrurile astea să-mi înțeleg mai bine propria poveste de viață. Să înțeleg mai bine, de pildă, nu știu, faptul că am plâns când eram mică, m-au trimis la bunici la 3-6 luni, ceva de felul ăsta până când n-am mai putut de plâns și am adormit de epuizare, m-a mm -hmm. ajutat să înțeleg cum mi s-a format stilul de atașament. Faptul că am ieșit din copilărie cu reflexul ăsta să anticipez că sunt singur, că oricât țip, țip degeaba, că nu vine nimeni, că trebuie să mă descurc singur. Sau, odată Bona a plecat să ia lapte de undeva din cartier, după 90 găsiseră niște țărani care aveau să și mergea să ia lapte, și eu n-am amintire de la momentul ăla, dar cât a fost ea plecată, pe mine m-a lăsat să o aștept acasă, 40 de minute Așa. dura singur. drumul, singur, aveam cred că 4 ani, 3 ceva, Așa. 4 ceva în zona asta, mai stătusem intervale de timp ne. singur acolo și când a venit a găsit cu mâinile și picioarele reși gheață, era iarna afară, eu eram în pijama acasă, și când a sondat ea acolo să vadă ce s-a întâmplat, eu i-am povestit că eu am crezut că ea a murit, care iar arată frica unui copil de abandon, sentimentul ăsta instala foarte devreme că dacă uh -huh. mă atașez figura aia de atașament dispare și și se însocaut în jurul blocului, eu am coborât de la etajul 4 în pijama pe am mers în papuși până în zăpadă, n-am găsit-o, am mers până la granița blocului, până unde știam eu că e teritoriu sigur, până unde mai mergeam cu ea, și m-am întors înapoi în apartament. Cred că asta am făcut 45 de minute cât a fost ea plecată și m-au ajutat poveștile astea să mi-explic lucruri despre mine, inclusiv în viața adultă, în relația Important cu Alexandra. Important e, da, să știi să le folosești e, Asta da. Chiar dacă te irită nițel când le afli, eu, eu mă bucur că folclorul ăsta al familiei mele sau istoricul meu personal la pe care eu n-aveam cum să-l țin minte conștient a rămas la cineva și asta ar fi o chestie. Altă treabă care poate să ajute mult din punctul meu de vedere e formarea asta de noi amintiri. Eu am avut un gând la un moment dat că nu știu cât o să mai am bunici alături de mine în viață, am noroc că încă am doi din patru. Și când trăiesc momente unde poate mă plictisesc sau încep să vorbească despre politică sau meciuri sau lucruri care Așa. pe mine nu mă interesează, trăiesc o repoziționare de asta mentală, dându-mi seama că bă, timpul meu cu bunica și cu tataie nu e nelimitat. Chiar dacă nu mă interesează ce a făcut fotbalistul cu tare sau cum s-a terminat uh -huh. meciul cu tare, încep să mă uit la momentele alea ca la o investiție în relația mea cu bunica sau cu tataie sau cu mama sau cu tata nu ca la un moment care trebuie să mi placă neapărat să mă stimuleze conversațional cap cu Foarte interesant este pentru mai târziu. Și e, e din registru să nu începi să te cerți cu oamenii pe care îi iubești pe nimicuri, într-un moment pe care l-ai putea folosi pentru conectare și pentru a avea niște amintiri. Și aici e a doua idee în linia asta pe lângă uh, momentele astea de conectare cu familia, poți să folosești perioada asta a sărbătorilor pentru a construi amintiri pe care îți le ții minte peste ani, care sunt o mare sursă de reziliență emoțională. Eu mi-aduc aminte grăitoare pentru mine imaginea asta, cum de un Crăciun, nu era de Paști, dar era de Crăciun, am avut un moment când cu părinții și cu Bona am stat împreună în pat, am făcut o poză pe care mi-o aduc aminte și acum în timp ce vorbesc cu tine o văd în fața ochilor care mi se pare că e o sinteză a copilăriei mele, blocul ăla comunist în care am crescut, cu Lala, bona mea, care a fost ca a doua mamă în perioada respectivă, și cu noi toți împreună, cum ne-am ajutat și cum am reușit să, nu știu, primesc startul ăsta în viață cu ajutorul lor. Și cu asta, aș zice că încheiem acest episod cu această imagine pe care aveți posibilitatea să vă construiți chiar astăzi, chiar azi la prânz. Uh, pentru că există această uriașă șansă da. stând împreună cu ai voștri. Ce să vă spunem? Sărbători minunate! Sărbători cu bine, dragilor! Momente de conectare cu oamenii care contează, un pic de liniște după 2 ani de pandemie și luni de război și multă, multă sănătate! Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.